Ja. Boh. Sa nascultam tu, da? El are 14 ani, clipa asta, eu n-am alferit de pe că l-am visat și am reușit la ora aia să convin o actriță pe cucen și câțiva demenți ăștia care vreau să vadă cu mine, să stai la minus 5 acolo. Îmi pare bine că ține strict asta, chiar dacă sunt niște acolo. E frumos, e frumos. Deci, o iau cu filmul, lăsa. Teatru a fost înaintea statului, înaintea politicului, înaintea economicului și o să rămân ultimul ca să stingă lumina. Domnul Lucian Georgescu este regizor, producător, scenacor, scenarist și prietenul meu. Am fost onorat să fac acest lucru. Am bătut un pic în Europa, niște orașe, orașele, Londra, Mannheim, Heidelberg, Cluj. Bine. Eu zic că e bine. Nu chiar de zânită, că vedeți, din potrivă, cred că câștigați puțină încredere în chiar puterea noastră de a fi normal. Eu am un om anormal pentru România, ca și pentru Tudor Giurgiu și ca mulți care visează cu ochii deschiși. Vă spun că și dumneavoastră vreți mai bine. Eu mă conduc în viață după ce spunea de domnul Biciulei. Mai bine de uneori poate fi dușmanul. Dar se pare că aveți o îndrăzneală formidabilă și asta mă bucură. Îmi pare bine că suntem cumva împreună. Și vom fi până la capăt, vă promit. Ce puțin din punctul meu de vedere. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you.